Vă salut! Eu sunt Iulian de la Metronic și Sibiu și astăzi vom vorbi despre regenerare. Acest utilaj are 1100 de ore și astăzi este pentru prima oară când ne-a cerut să facem regenerarea manuală. I-am dat OK, de aproximativ 20 de minute stă durat. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Rămâi cu noi! Așa arată panoul de bord. Am început regenerarea manuală la 2:15 minute. Deja avem 30 de minute timp în care am așteptat să termine. Să vedem cât va dura în total. Am înțeles că durează în general 45 de minute, deci ne lipsesc încă 15 minute. Motorul încă funcționează la durații ridicate. Așteptăm. Ce ați găsit, doamnă, acolo? Ce este chestia aia? Care? E ok, de roți. Situația a revenit la normal, dar încă trebuie să așteptăm. Deci după aproximativ 45 de minute de durație, motorul a revenit la relanti, dar încă trebuie să așteptăm. A apărut ecranul ăsta, îi dăm OK, că altceva nu putem. Și utilajul este gata de muncă. Pentru regenerarea manuală trebuie să urmați următorii pași. Ea se va face doar la cererea utilajului, altfel nu puteți să selectați opțiunea de regenerare manuală. Intrați în meniu, Information, Service și selectați Manual Exhaust Regeneration. În cazul acestui utilaj nu mai este disponibilă opțiunea. Trebuie să îndeplinite următoarele condiții: frâna de mână, utilajul să fie neutral, foot brake, not foot throttle, adică să nu avem piciorul pe accelerație, motorul să fie în relanti. Această ultima căsuță rămâne nebifată cu X. Îi dăm OK și utilajul va începe singur să facă regenerarea. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Te aștept și la alte tutoriale.